Rusia a acuzat Israelul că sprijină regimul neonazist de la Kiev, iar ministrul de externe Yair Lapid l-a acuzat pe omologul său Sergei Lavrov că a făcut declarații istoric eronate. Relațiile dintre Rusia și Israel sunt tot mai încordate. Ministerul de externe israelian l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Israel, Anatoli Viktorov, pentru clarificări. Incidentul a început duminică, atunci când ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în timpul unui interviu acordat canalului de știri italian Zona Bianca că Zelenski, care este evreu, nu neagă existența elementelor naziste din Ucraina. El crede că și Hitler avea sânge evreu, unii dintre cei mai răi antisemiți sunt evrei, a mai spus el. Ministrul de externe, Yair Lapid, a declarat luni că remarcile lui Lavrov, cităm, sunt o eroare istorică teribilă, evreii nu s-au sinucis în Holocaust. Președintele rus Vladimir Putin și-a justificat invadarea Ucrainei cu dorința de denazificare a țării. Ajutat de slăbiciunea guvernului israelian și a dezintegrării autorității palestiniene, Yahya Sinwar aspiră să devină noul lider palestinian, susțin majoritatea surselor din Fâșia Gaza, autoritatea palestiniană, Fatah și instituțiile Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Societatea palestiniană este fărâmițată. În Fâșia Gaza, influența Iranului este de necontestat. Hussein Salami, comandantul gărzilor Revoluției din Iran, a transmis un mesaj în direct locuitorilor Fâșiei Gaza, susținându-l pe Yahya Sinwar ca să înlocuiască pe actualul lider de la Ramallah, Mahmoud Abbas. Egiptul, Qatarul și chiar oficial de la ONU s-au arătat îngrijorați de popularitatea foarte mare a liderului Hamas în rândul palestinienilor. Ultimele gesturi ale Israelului de a face concesii palestinienilor au fost înțelese de către Hamas ca slăbiciune. Ultimul Ramadan a arătat disensiunile mari între facțiunile palestiniene, dezintegrarea Fatah și ascensiunea puternică a Hamas în ochii oamenilor de rând, care văd în liderul Sinwar un erou. Organizația teroristă Hamas a revendicat atacul armat de la intrarea în orașul Ariel din Samaria, în care a fost ucis Vyacheslav Golev. Purtătorul de cuvânt al Hamas, Abd al-Latif Khan, a anunțat deschiderea unei noi faze de atacuri coordonate împotriva Israelului. El a continuat spunând că atacul, cităm, a fost un răspuns care face parte dintr-un lanț de reacții al aripii militare Hamas la agresiunea împotriva moscheei Al-Aqsa. Cei doi teroriști, Yahya Marai, de 19 ani, și Youssef Asi, de 20 de ani, au fost arestați la mai puțin de 24 de ore de la atac. Surse din satul arab Karavat, din care au provenit cei doi teroriști, spun că erau foști membri ai brigăzilor martirilor Al-Aqsa ale Fatah, trecuți acum la Hamas. Tatăl unuia dintre teroriști, care a fost arestat pentru complicitate, era un apropiat al fostului lider Hamas, Ahmed Yassin. Mai mulți experți cred că toate acestea indică o creștere a campaniei Hamas împotriva Israelului. Israelul nu a comentat anunțul Hamas. Departamentul de Stat al Americii este în continuare convins că resemnarea acordului nuclear cu Iranul rămâne în interesul Statelor Unite. Oficialii americani par să ignore comportamentul destabilizator al Iranului în Orientul Mijlociu, deși constată progresele nucleare de la Teheran. Secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a recunoscut comportamentul destabilizator al Iranului în Orientul Mijlociu, care amenință direct Statele Unite și partenerii săi regionali. În ciuda acestei realități, Statele Unite continuă să facă demersurile necesare pentru a presa Iranul să semneze oprirea programului său nuclear. În timp ce negocierile de la Viena au tot fost amânate de câteva luni, discuțiile indirecte au continuat prin medierea directorului politic al Uniunii Europene, Enrique Mora. Cu toate acestea, încercările repetate de a ajunge la un punct comun cu regimul Ayatollah au dus până acum la eșec. Noi informații arată că oficialii europeni sunt implicați în eforturi diplomatice noi. Cu toate acestea, iranienii continuă să blocheze calea diplomatică.